Astăzi, 10 septembrie, este o zi specială. Hai să vă spun de ce. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing. Iată un nou video aici la mine în studio acasă. Este o zi specială astăzi. De ce? Pentru că în China este ziua profesorului. Se sărbătorește ziua profesorului și vreau să vă arăt cum a sărbătorit acum așa în regim de distanțiere socială și de pandemie școala noastră din Beijing, ziua profesorului. În trecut, la această vreme se premiau cei mai buni profesori din școală, concursuri, una alta, festivități în sala de festivitate, dar normal acum nu am mai avut astfel de festivități. În schimb, hai să vă spun cum a sărbătorit școala și de ce sunt bucuros această zi specială. Ei bine, în primul rând, am uitat total că este ziua profesorului, cu totul că am auzit colegii vorbind și elevii vorbind pe coridor în timpul săptămânii de ziua profesorului, dar am uitat că este chiar astăzi, 10 septembrie, când intrăm în școală, dita mai panoul în care eram felicitați, eram pomeniți ca și profesori în această școală. Un panou foarte frumos, a stat panoul așa toată ziua. De obicei, pe acel panou la intrarea școlii avem tot felul de știri și avem trei diferite prezentări care merg în același timp. De data asta, astăzi au lăsat același anunț: mulțumim profesorilor. Când intru în birou, bineînțeles, repede am pornit cafeaua, intră reprezentanții studenților, reprezentanții Consiliului Studenților și am fost al doilea, eram doar doi profesori la noi în cancelarie, am primit un mic cadou. Unul din cadouri este această vedere foarte, foarte frumoasă cu un ciucurel aici, foarte drăguță, și o vedere cu un mesaj pentru profesori, atât în limba chineză cât și în limba engleză, din partea studenților. Da? Deci asta am primit foarte, foarte frumos, iar profesorii care nu au fost în birou, li s-a lăsat pe masă această vedere. De fapt, ăsta era planul, să lase surprize la profesor pe masă, dar fiind închisă cancelarea, n-au putut veni de când am ajuns noi, primii doi profesori la școală și eu am cheie de la cancelarie, dar am fost al doilea. Și pe lângă această vedere foarte frumoasă, deci este extraordinar de frumoasă, am primit și niște ciocolate Ferrero Rocher, m-am uitat la ele, zic mulțumesc, las că le dau lui Pașna, eu nu mănânc ciocolate, dar oricum este un gest foarte frumos din partea elevilor, da? Deci aceasta este reprezentanții elevilor din școală. Bun, am mers la prima oră, când mă întorc de la prima oră, îmi verific mail-ul școlii și suntem anunțați că primim un cadou din partea școlii. Deci ce am primit prin partea școlii, așa frumos în acest mini pliculeț, am primit două carduri. Aceste carduri sunt pentru JD, magazinul online JD, unde îți poți cumpăra practic orice vrei. Sunt niște vouchere, unul este de 500 de yuan, unul este de 300 de yuan, deci am primit 800 de yuan. Anul trecut am primit 500 de yuan, deci anul ăsta am primit mult mai mult. 800 de yuan, aia înseamnă 100 de euro. Foarte frumos, normal că ne bucurăm totdeauna când primim bani în plus. De menționat, toată lumea a primit aceste carduri, și profesorii străini, și profesorii chinezi, și personalul administrativ. Deci toată lumea a primit câte 100 de euro, 800 de yuan. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem aproximativ 500 de profesori, mai mult de 500 de profesori și personal administrativ, înmulțit cu 100, asta înseamnă 50.000 de euro
cheltuiți astăzi pentru toți profesorii de ziua profesorilor. Un gest fantastic dacă te gândești, dacă calculezi așa la nivel macro ce înseamnă 50.000 de euro, sunt mulți bani. Cu totul că fiecare profesor primește doar 100 de euro, în total 50.000 de euro, aia este destul de mult, spun eu. Bun, în același mail eram informați că la masa de prânz ni s-a organizat o masă în cantină, pe gratis. Normal, fiind cantină, plătim ca să cumpărăm mâncare, profesorii au prețuri așa mai ieftine pentru profesori și ni s-a organizat o masă pe gratis, nimic special, spun eu, normal, mâncare de cantină, dar a fost așa un gest foarte frumos, am primit friptură de nu știu ce, cartofi, legume, creveți, fructe, o supă. Ideea a fost că au adunat toți profesorii la un loc și am avut tot așa o masă împreună. Bineînțeles, pe departamente, fiecare departament are ora de masă la oră diferită ca să nu se aglomereze, cele două cantine. Deci a fost din nou un gest foarte frumos, acesta venind din partea administrației școlii. Bănuiesc că banii au fost primiți din partea patronului școlii, deci bănuiesc că el a decis bugetul. Oricum mai mult decât anul trecut și pe lângă aceasta am primit tot din cantină și o cutiuță. Acum ce este în această cutiuță? Toți am crezut că este o prăjitură, dar de fapt nu este o prăjitură. Fii atent, foarte, foarte frumos ambalajul. Fii atent ce avem înăuntru. Înăuntru avem un măr. Foarte drăguț, deci fiecare a primit și un măr în plus. Bun, asta ca să zici că ai o zi bună este de ajuns, dar pentru mine personal astăzi a fost prima zi de lecții la tir cu arcul, am redeschis curs de tir cu arcul, am doar o clasă anul acesta, semestrul acesta, deci 2 ore în fiecare joi. Mi-am purtat acest tricou foarte special, acesta este tricoul meu de tir cu arcul din Thailanda, de la clubul meu din Thailanda, Night Archery Club. Cu acest tricou am câștigat multe, multe evenimente, multe competiții în Thailanda, atât individual cât și cu echipa mea. Deci am avut și prima oră de tir cu arcul, am 6 elevi, 2 elevi din cursul precedent, încă 4 elevi noi, deci o ducem destul, destul de bine. Am terminat orele la ora 5, mă duc în birou, mă uit din nou la telefon, am făcut niște poze cu băieții de la tir cu arcul, de data aceasta suntem doar băieți și tara, am primit și salariu astăzi. Deci noi de obicei primim salariu pe 11 a fiecărei luni. De data aceasta ne-au dat salariu cu o zi înainte, clar, 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 pentru că este ziua profesorului, da? Și ne-a făcut așa un mini cadou, oricum este salariul pentru care am muncit noi, dar este salariul pe care trebuia să-l primim mâine. Un gest, spun eu, din nou, destul de frumos și, știi cum, așa gândit. Știi, hai că îi tratăm bine pe profesori astăzi, le dăm și un cadou, le dăm și salariu și sunt ei așa bucuroși. Din păcate am intrat în acea perioadă a anului când impozitul pe care îl plătim pe salar începe să crească din ce în ce mai mult până în decembrie și după aia din nou scade și crește treptat până la sfârșitul anului. Deci asta am făcut astăzi, a fost o zi bestială, primă, plină de surprize, cadouri de la elevi, un gest foarte frumos, nu neapărat de cadou de ciocolată, ci un gest pentru că ei au organizat acest eveniment, acest gest. Bineînțeles, banii de la patronii școlii, foarte important, și administrația școlii care
ne-a organizat o masă și un măr. Știi cum e? Să mănânci un măr în fiecare zi ca să fii sănătos. Din păcate, eu nu mănânc fructe, dar hai să vă arăt ceva foarte șmecher. Sper că este. Gata? Fiți atenți. 1, 2, 3. Magie! Am făcut mărul în două. Bun! Cam asta este pentru ziua de astăzi. Mâine este vineri. Din nou avem niște activități mâine, ziua unui coleg. Poi mâine mergem la un festival indian și vizităm un coleg care tocmai are un nou bebeluș. În weekend mi-am luat niște noi cărți de la bibliotecă. Poate vă povestesc și despre aceste cărți în curând. Treburile sunt destul de bune, merg destul de bine aici, momentan, la noi în Beijing. Bun, cam asta este. Doresc tuturor profesorilor o sărbătoare a profesorilor minunată, un an nou fericit, un an nou bun la catedră și să ne vedem mâine. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing.